tematică de Crăciun, Hristos se naște, slăviți-L. Această expoziție a ajuns la ediția a treia, la care participă copii, elevi de la școlile din Rădăuți. De data aceasta avem de la generală 3, de la generală 4, de la generală 2, de la centru de zi Gepeto, de la centru de copii Sfântul Leontie și de la generală 5. Mai participă, ca de fiecare dată, elevi de la școlă de lângă Rădăuți, de la Milișăuți și de la marginea la această ediție. Tema ediției este sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, practic miezul sărbătorii fiind ieslea din Betleem și pruncul care se naște, pruncul Iisus. Încet știm foarte bine că datorită influența acestea a societății în care trăim, uneori sărbătoarea Crăciunului prinde alte nuanțe decât ar trebui. Din cauza alergăturii după cadouri sau altor evenimente, tradiții și așa mai departe, în care închidem sau care înghit practic această lumină a sărbătorii nașterii Domnului, care este de fapt ieslea cu pruncul din Betleem. Din acest motiv, biserica a venit cu această inițiativă împreună cu școala pentru a măcar câteva ore din luna decembrie să fie dedicate miezului sărbătorii Crăciunului, cum am spus, nașterea pruncului din Betleem. Și faptul că suntem aici este o bucurie imensă, o bucurie extraordinară, pentru că și prilejul care ne reunește aici este unul deosebit. Este vorba despre nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este vorba de o perioadă de bucurie, o perioadă înălțătoare, duhovnicește, sufletește. În fiecare an, așa cum știm cu toții, se naște Mântuitorul Hristos. Și cel puțin la noi, ca și popor, ca și români, nașterea Mântuitorului Hristos ne marchează pe toți, indiferent ce vârstă avem. Prilejul acesta al nașterii Mântuitorului face ca toți să ne simțim copii, ca pruncul Iisus, să simțim copiii, în primul rând, puritatea sufletească a realității pe care o trăiesc, ca vârste pe care o trăiesc, iar ceilalți care sunt într-o vârstă oarecare, mai mică sau mai mare, o puritate sau o curățire sufletească, drumcească prin tainele bisericii, prin Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Deci toți suntem copii în momentul acesta și toți ne bucurăm de faptul că și în anul acesta vine Mântuitorul Hristos și marchează viața noastră. De obicei, cum spuneam, noi ne manifestăm cu toții, dar și sufletește, și din inimă, din suflet, ne manifestăm cu toții la nașterea Mântuitorului Hristos, dar în primul rând copiii care leagă acest eveniment al nașterii Mântuitorului de Moș Crăciun, de cel care aduce darul, care face o impresie extraordinară în mediul lor. Și iată că în cadrul bisericii, în cadrul școlii, în acest parteneriat care se întâmplă, biserică, școală, societate, se întâmplă astfel de momente atât de frumoase și evenimente de câțiva ani încoace, cu acest program al implicării școlii, a preoților în școală, a școlii legate de biserică, cu ceea ce se întâmplă aici la Rădăuți și un rol foarte important aici al are Părintele Ilis, pe care știm cu toții, este momentul unei exteriorizări extraordinare. S-a întâmplat și în anul acesta, iată, organizarea acestei frumoase expoziții cu tematică, cu subiect legat de nașterea Mântuitorului Hristos. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună,
pe Crain Grabă ne-a chemat și în taină ne-a întrebat. Crailor, de unde veniți și pe unde călătoriți? Voi de cine vă întrebați și pe cine căutați? Noi, împărate, am venit tocmai despre răsărit. Am venit să căutăm și bune să cercetăm, ca să știm cu adevărat despre tânărul împărat. Ce împărat? Ce împărat poate să fie? Să ia a mea împărăție, că eu sunt împărat mare și tare și cuprind lumea asta mare. Dar dacă vă prind cu minciună, vai și amar de-a voastră cunună. O, firoade, împărate, să trăiești cu sănătate. Noi aici nu zăbovim și la cale o pornim, ca prin 2-3 logofeți tu calea să ne arăți. Eu calea v-aș arăta, dar nu știu despre aceasta. Mergeți numai de întrebați și veniți de mă înștiințați, să merg să mă închin și eu, ca unul al Dumnezeu. Haideți una să cântăm, pe Iisus să-L lăudăm. Sus la poarta rai.